Imediat ce au numărat voturile, membrii secțiilor de votare din tot județul au plecat spre Slatina să ducă sacii cu materiale la prefectură. Aici au fost invitați să-și iau un bon de ordine și să își aștepte rândul în cortul amenajat special pentru ei pe platoul din fața prefecturii Olt. Cei mai mulți au știut să aprecieze organizarea fără precedent venită din partea autorităților și și-au așteptat ordonați rândul. Au fost însă și oameni care și-au păstrat obiceiul și au preferat să își pună sacoșele cu buletine de vot pe scări prefecturii și să stea în frig. Când stați aici la prefectură? De mult. De la ce oră? Pe la 6. De dimineață? De dimineață, da. Și mai aveți mult până să intrați? Sperăm să fie puțin până atunci. Știți că aveți acolo un cort în care puteți să stați la căldură? Da. Preferați să stați aici? Prefer, pentru că ne-am distribuit oarecum sarcinile. Colegele fiind fete, am zis, mă, să nu cumva să înțelegeți. Face cu schimbul. Președintele secției Frunzaru 310. Și de când așteptați? De la 1, la noapte. Aveți un bon de ordine? Da, 327. N-ați mai stat în cort la căldură? Ba da, da, e frig și acolo. Așteptăm să intrăm. Alte două doamne, printre puținele care au mai rămas în cort până dimineața, o contrazic. Ele au apreciat modul în care prefectura Olt a organizat predarea buletinelor de vot. Și de când ați venit? De azi noapte. Și de atunci tot stați aici în cort? Da. Este mai bine aici? Adică este mai bine decât în alți ani? Da, este mai bine. Se pare mai organizat? Da, da, mult mai mult. Felicitări pentru organizare. Am fost primiți cum trebuie și am reușit cât de cât să ne adaptăm la temperatura de afară și să fie cumva mai bine. Ne așteptăm rândul. Și să sperăm că totul va decurge conform planului, așa cum s-a stabilit de către autorități, și noi să ne conformăm și să ne ducem sarcina la bun sfârșit. Un domn care spune despre el că e isteț a găsit o altă metodă să evite orele lungi de așteptare. A lăsat buletinele de vot în mașină, sub baza polițiștilor. A mers acasă să doarmă, iar dimineață a ajuns la prefectură să le predea. Acum am venit. Am dormit, m-am trezit și am venit. Și unde ați lăsat buletinele? Buletinele? În mașină cu polițistul, pază militarizată. Deci nu e nevoie să stați neapărat aici pe scări? Nu este nevoie, nu este nevoie pentru că sunt eu isteț. De-aia, de-aia nu e nevoie. Este pentru prima dată când prefectura organizează atât de bine predarea buletinelor de vot. Până acum, membrii secțiilor de votare stăteau la rând pe scările instituției o noapte întreagă.